participare internațională masivă și premii pe măsura concurenților. Astfel a arătat Ziua Chitarelor, un eveniment care a umplut astăzi până la refuz sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra. În 2010, doar doi compatrioți au reușit să spargă barajul preselecției și să scape în finală. Confruntarea cu alți 8 profesioniști ai chitarei din Bulgaria, Italia, Marea Britanie, Macedonia, Croația, Polonia, Albania și Brazilia le-a pus românilor serios la încercare maestria în mânuirea corzilor pe grif. A fost făcută o preselecție video și fiecare persoană care vroia să vină la concurs trebuie să-i trimite un filmuleț de maxim 5 minute unde se arată piesa și pentru concurs. În străinătate, astfel de evenimente se întâmplă foarte des, însă pentru România premiera a fost marcată de un italian. Corrado Scandura s-a stabilit în București în urmă cu 3 ani. Predă chitara, însă în spatele activității didactice stă un palmares redutabil. Are la activ 50 de albume de studio și colaborări cu nume importante ale muzicii internaționale. Datorită lui au venit la București în 2010 Greg Howe, fost chitarist în trupa lui Michael Jackson, Andy Timmons, unul dintre cei mai buni 20 de chitariști din lume, sau Richard Hallebeck, deținătorul recordului mondial pentru cel mai bine vândut CD de Jazz Fusion.